Cișmeaua de la Hârșești din comuna Licurici a devenit celebră în tot județul, ba chiar și în județele învecinate din cauza apei care izvorăște de aici. Zilnic târgujieni, cărbuneșteni, sătenii din zonă și din comunele învecinate vin să își facă plinul cu această apă terapeutică. Spuneți-mi, pentru ce este recunoscută apa de aici de la Licurici? Pentru rinic, pentru fiere, inclusiv medicii de la Craiova le-a spus la oameni să vină să ia apă de aici să se vindece și s-au vindecat. Au venit oameni, au băut apă și... Aici vine la parcare oamenii aș câte 100 de litri de apă. Da, de când izvorăște? De când e... De când eu mă știu copil, tot aceeași cizmea, numai că a aranjat-o primăria, a făcut acoperiș, a jugrăvit-o din nou, a aranjat-o. Și pentru ce ar fi bună? Pentru ce afecțiuni? Pentru rinic, piatră la rinic, nisip la rinic, pentru fiere, pentru ficat. Nu e bună pentru rinic apa de aici. Și vine lumea multă. Foarte multă lume vine și de aici. La sărbători. Să cară cu bidoane de aici. Să ia câte 100 de litri de apă. Dar nu se depune? Nu are... absolut nimic. E curată? Da, foarte curată. A ajuns recunoscută? Da, toată lumea, din multe zone de aici, din și apă. Foarte bună apa. Niciun sătean nu știe însă sursa apei. Oamenii spun că cel mai probabil este vorba de un izvor la suprafață, debitul fiind scăzut. Cred că este izvor de suprafață, că are debit cam mic. Deci debitul variază, dacă plouă, crește, păsecetă, de-abia curge. Deci oricum e un izvor de suprafață. Apa de la Licurici este recomandată până și de medicii din Craiova în tratamentul bolilor renale.